La față nu mi-am făcut nimic. S-a speculat că mi-am băgat în buze, că mi-am băgat... Nu mi-am băgat, frate, nimic. Dacă mi-am băgat în buze, cred că intrau buzele și după 5 minute eu. Da, tu ai buze, n-ai nevoie. Nu. Nu mi-am făcut nimic. O să vreau să-mi fac niște tratamente corporale, cu laser, cu... Să-mi pun și alți sâni, alte pregăti. Alți sâni. Așa putea ce să faci. Să ne ierte Dumnezeu. Bine, nu acum, nu în săptămâna mare. Nu, dar ce te deranjează? Eu din când în când mă plictisesc de... Și vrei mai mari sau mai mici? Nu, mai e vorba de niște sunt personalizați. Da, care să fie făcuți așa pe computer, să fie exact mărimea, forma și tot ce trebuie conform cu înălțimea, greutatea și așa mai departe. Păi erau de la Mama Natură, de la doamna Zăvoranu. Nu, ăștia care am acum nu sunt de la Mama Natură. Sunt de la, de la tata Marek. Nu erau de la Mama Natură. Nu, însă tehnica asta și chirurgia estetică a evoluat extrem de mult și acum există aceste silicoane personalizate care în funcție de niște parametri foarte, foarte clari pe care îi face, ți dă un computer, deci acești parametri, medicul te măsoară și toate aceste date sunt introduse într-un computer și de acolo ți se spune exact, conform cu înălțime, greutate. Și tot, dacă tot ce o să reiasă niște sâni mai mici? Mai oricum, eu n-am sâni mari, deci sunt o delicată, ca să zic așa, pe persoană fizică. Nu vreau să fie ceva grosolan sau sub nicio formă, nu vreau să fiu Pamela Anderson. Am vrut la un moment dat să fiu, după aia am vrut să fiu Naomi Campbell, plată. Uite așa, oscilez. Cât de? Te operezi în România? Da. Da, în România și o să vezi la cineva care îți place ție și cu care voi aveți relații foarte bune. Da, o să ne spui atunci. Dar la momentul respectiv. Da, pentru că...